Dragi telespectatori, bună seara, sunt doctorul Diacon Octavian și vă invit să fiți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Realitatea Medicală. Avem onoarea de a avea invitat în această seară pe doamna doctor Doina Motanganea, renumit medic-oncolog, șefa secției oncologie, directoarea medicală a Spitalului Județean Suceava. Doamna doctor, să rămână, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Sunteți obișnuită acestui platou, nu este o noutate pentru dumneavoastră. V-am invitat din două motive. Deci, ca directoare de spital, directoare medicală a Spitalului Județean Suceava, cele mai mari unități spitalice din județ, și ca șefa secției oncologie. Eu trebuie să fac aici o rectificare de pe perioada mandatului meu de director medical. A trebuit să deleg conducerea secției unei colegi, vorba de doamna doctor Sava, lucru care trebuia înfăptuit pentru a fi în legalitate, dar trebuie să mărturisesc că sufletul meu și preocuparea mea din punct de vedere profesional este neschimbată din acest punct de vedere și de fapt și de drept toată viața mea profesională este legată de această specialitate și de această secție care a intrat, să spun, în structura organizatorică a spitalului cu un echipament complex din foarte multe puncte de vedere. Evoluția acestei secții în timp a fost categoric și net pozitivă și ca atare, deci, progresivă, pentru că la noi în țară, începând de altfel cu promoția mea de medici secundari, s-a creat o școală de oncologie medicală și o specialitate care a câștigat din ce în ce mai mult teren pe piața serviciilor medicale. În momentul de față, secția este reprezentată de 3 medici care au specialitatea de oncologie medicală și care acoperă pe de o parte serviciile medicale din secția cu paturi, care funcționează în momentul de față cu 40 de paturi de internări continuă și 6 fotolii pe care se rulează spitalizarea de zi, precum și ambulatorul, care de aproximativ 3 ani funcționează în clădirea în care se află și secția, în urma procesului de renovare care a interesat și această clădire în care funcționează secția de oncologie. Prin reamenajare s-a putut organiza și ambulatoriul de oncologie. Sunt dauna secției de pneumo, nu? De pneumo, fosta secție de pneumologie 2, pentru că ele au fuzionat și funcționează cum este și normal să fie într-o unică clădire pentru a putea asigura permanența corectă a serviciilor medicale. Și într-adevăr am revenit la ceea ce a fost la vremea anilor 1950, oncologia la Suceava, pentru că ca și specialitate, nu în formația modernă în care lucrăm acum, dar cu metodele de lucru ale anilor de început în această specialitate, la Suceava a funcționat în această clădire radioterapia care astăzi se numește oncologică, oncologia care nu era medicală și care dispunea de un arsenal redus de medicamente specifice de citostatice, dar avea și sală de operație, deci de chirurgie oncologică. Deci Suceava, din acest punct de vedere, se poate lăuda cu o istorie a unui mic institut, de altfel. Pentru că a înglobat 3 specialități care tratau la posibilitățile timpului această boală. Deci
vrând nevrând trebuie să ținem capul foarte sus când vorbim de oncologie, pentru că în raport cu tradiția din acest punct de vedere în alte județe, noi suntem avantajați de această istorie și mai și funcționăm într-o clădire care are foarte mare încărcătură culturală. Lucru care nu este chiar foarte cunoscut și n-a fost prea mediatizat. Eu de câte ori am prilejul fac acest lucru, nu numai în calitate de oncolog, dar și datorită faptului că familia mea dinspre tată a fost implicată oarecum în istoria acestei clădiri. Aici a locuit, după căsătorie, fata directorului spitalului la vremea anilor 1920, a doctorului Lupu, care era ginecolog, fiica lui se numea Octavia, făcuse conservator la Viena și s-a căsătorit cu Leca Moraru, considerat profesorul Leca Moraru ca fiind cel mai special, mai mare ciprianolog al nostru și au locuit în această clădire. Există dovezi din acest punct de vedere. Și aici se întrunea Leca Moraru, care era ciprianolog, și cu un văr al tatălui meu, profesor de istorie, Iroae Petru, care a activat după al doilea război mondial ca profesor la Palermo, unde s-a și stins de altfel din viață, și ei publicau în Luceafărul la Cernăuți, fiecare pe domeniul lui, articole care se pot aduce, cum să spun, în actualitate ca și preocupare atât științifică, pentru că și doctorul Lupu publica acolo articole de specialitate, de ginecologie, mai era și director de bancă și mai erau și articole de finanțe, dar în același timp și problemele legate de istoria muzicii, a artei, pentru că Leca Moraru s-a ocupat de activitatea și viața, să zic, culturală a lui Ciprian Porumbescu. Știu că iar din coace Iroae Petru istoric și atunci, da. Știu că doctorul Dinu are, adică cel puțin ne-a promis că scoate o carte cu istoria medicinei. Trebuie să-l sprijinim. Cred că sigur, da. Sigur o să includă și aceste capitole. El are foarte multe informații, foarte multe... Și informații legate de acest segment, să spun, de viață culturală a Sucevii, sigur mai are doamna farmacistă Olaru, care a avut o relație mai apropiată de doamna Octavia Moraru, care a supraviețuit profesorului Leca Moraru și cu siguranță sunt multe documente și în posesia dumnei. Dar ca să lăsăm istoria la o parte, în momentul de față secția este reabilitat așa cum au fost toate de altfel din pavilioanele spitalului vechi și cum de altfel și din spitalul așa zis nou și nu mai seamănă deloc cu ce a fost. Extinderea de care spuneați, Adineaur, a dat posibilitatea amenajării rezervelor de un pat, de două paturi, sunt puține saloane cu maximum patru paturi, deci mai mult de patru paturi nu există. Foarte multe sunt multifuncționale care au fost achiziționate la parter pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri speciale. Există amenajat salon de administrare a citostaticilor, hotă corespunzătoare pentru prepararea soluțiilor. Acest gen de securizare a procedurii se găsește și în ambulator, unde de asemenea există o hotă pentru prepararea soluțiilor și ne-am străduit cu personalul care a rămas stabil să aducem la zi toate protocoalele
recomandate de ghidurile internaționale care au fost adoptate și la noi în țară. Deci, din punct de vedere al chimioterapiei, a protocoalelor de lucru, nu există absolut nicio diferență între noi și institute și între noi institute și ce se întâmplă în afară în privința protocolului pentru care optez. Doar dacă ai fi genul de medic care să nu fii la zi cu informațiile, să nu respecti ghidurile, doar așa, pentru că altfel se lucrează exact ca și cum am fi o secție din afară în ceea ce privește opțiunea terapeutică și procedura de lucru. Pentru că am fost dotați, nu pot să spun că sunt chiar ultra suficiente, dar oricum sunt la îndemână pentru protocoalele care necesită perfuzie continuă 22 de ore sau 96 de ore. Am avut și 120 de ore protocoale la care facem perfuzia continuă și avem pompe volumetrice care se setează conform programului, protocolului respectiv și nu văd care ar fi diferența între secția de oncologie de la Suceava și o clinică de oncologie medicală. Aia de la Iași și mai nouă ca a noastră, mă gândesc eu. Poftim? Aia de la Iași și mai nouă ca a noastră. Doar așa, da, este mai nouă, este mai nouă. Nu știu, s-a întâmplat că nu am putut merge la inaugurarea oficială care au avut-o ei acolo la institut. Nu știu pe partea de oncologie medicală dacă sunt dotați cu hotă, dacă au unitate de preparare a soluțiilor, urmează să... Timpul să ne arate. Da. Doamna doctor, aveți echipa medicală formată numai din femei. Considerați că această specialitate, oncologia, deci să apropii mai mult de sufletul femeii decât de bărbați? Da, frumoasă observație. Dacă stau bine să analizez, din generația mea și a celor, să zic, apropiate mie, predominăm ca și sex în rândul specialiștilor. Se pare că dintre cei tineri ar fi mai mulți bărbați care au optat pentru această specialitate. Nu cred că este o problemă specifică sufletului femeii, dar poate să devină așa în timp, pentru că uzura psihică este foarte mare. Autocontrolul care trebuie să-l faci în relația cu pacientul este permanent. Și cred că e mai la îndemâna femeii să facă acest lucru decât a unui bărbat care trebuie să fie într-un fel anume structurat să poată o viață întreagă să îngrijească această boală. Cred că este mai aproape de sufletul femeii. Doamna doctor, de cât sunteți directoare medicală la Spitalul Județean? Nu am socotit, dar cred că de 6 ani. Una din cele mai importante realizări ale echipei manageriale din care faceți parte este acreditarea spitalului. Asta a fost, da, o acreditarea spitalului deosebită. A fost o muncă de echipă pentru care folosesc și acest prilej să mulțumesc colegilor și întregului colectiv de asistente și asistenți medicali, pentru că nu a fost deloc simplu. Nu a fost deloc simplu pentru că trebuia să schimbi o mentalitate, pentru că nu era suficient să formalizezi niște proceduri. Trebuia să le și implementezi și trebuia să le și respecti. Dacă s-ar fi putut filma cum arată personalul nostru la lucru respectând aceste proceduri, n-ai crede că te afli într-un spital din România. Deci este de dorit și bănuiesc că
cam toți și colegi și asistente au realizat ce important este ca ceea ce am obținut, ce am dobândit și ne-a făcut diferență cu foarte multe alte spitale care nu au nivelul maxim de acreditare, cum îl avem noi, că trebuie să păstrăm această, să valorificăm acest câștig. Acest pentru că și realmente să facem o cultură organizațională, cum este normal să se întâmple, și în care fiecare angajat al spitalului să se comporte ca atare, adică să se schimbe mentalitatea fiecăruia vis-a-vis de atitudine, de modul în care respectă o procedură sau un protocol. Noi suntem deficitari în general, din păcate, ca și popor, cu deficitari la respectarea rigorilor. Dar nu cred că lucrul acesta o să perpetueze la nesfârșit și că măcar cei care vin în urma noastră nu o să înțeleagă cât este de necesar ca să ai o educație corespunzătoare din acest punct de vedere și să se întâmple, adică să și crezi că acest lucru trebuie să se întâmple, nu să fie odată pus pe hârtie și uitat acolo. Apropo, am mai întrebat dintre invitați, ce părere aveți despre programul ăsta de vizită nou care ne s-a făcut? Programul de vizită, după ce am muncit la acreditare, da, nu este deloc prietenos nici pentru pacienți, dar în special pentru personal. Pentru că extinzându-se pe un număr mare de ore, indiferent de cum își organizează secția programul de contravizită, în sensul că foarte mulți o fac prin gardă sau o fac până în ora 3, că așa este programul nostru de lucru în spitalul nostru. Faptul că ei pot până la ora 8 să aibă acces în spital perturbă activitatea cadrelor medii, pentru că sunt foarte multe proceduri care trebuie făcute în acest interval. Administrarea, spun cea mai banală, administrarea antibioticului, care trebuie făcută din 6 în 6 ore sau la 12 ore și care oricum, fie că e ora 6, fie după amiază sau maximum 20, se întâmplă, nu? E, și trebuie și să se întâmple. Și nu-i prea plăcut să stea cu fundul în sus, că să le admire toată exact. Și nu avem un spital plin de rezerve, de un pat unde, nu, poți să asiguri intimitatea pacientului. Un aspect că este cel mai banal, să spun. Pe de altă parte, vizitatorii n-au educația corespunzătoare ca atunci când vizitează un pacient să nu fie într-un număr mai mare de 3, cum de altfel prevede și legislația, la un singur pacient, să aștepte și să intre pe rând în salon pentru a vizita pacientul dacă sunt mai mulți sau să facă o ordine din punctul ăsta de vedere și pentru ceilalți 2 sau 3 pacienți care sunt în același salon. Deci este foarte complicat. Nu mai spun că pe sezonul rece, cu haine groase, se așează pe așternut. Iar noi, oricât de bine am fost manageriați de managerul nostru pe parte de buget și de execuție bugetară, nu ne putem permite totuși să schimbăm zilnic după fiecare program de vizită așternutul pacientului. Chiar nu ne putem permite așa ceva. Da, păi da. Citeam uneva, sau am văzut la televizor, nu mai știu exact, că spunea infecții nozocomiale, deci acești microbi sunt aduși de pacienți sau de aparținători din afara spitalului. Deci clar, dacă el are o plagă chirurgicală recentă și el se așează cu de exemplu, la oftalmologie, așa, deci a fost operat acum, el se așează pe perna lui. În momentul când s-a așezat pe perna respectivă cu plagă, normal că se infectează. Dar lumea nu înțelege chestia asta. Ei trebuie să stea să-i cocoloșească. Da, și ceea ce poate reușim să schimbăm așa, dacă vom face corp comun toți, începând cu personalul mediu și până la nivel de șef de secție trebuie să țină la acest lucru. A nu se mai aduce mâncare în spital.
Pentru că meniul este supravegheat de directorul de îngrijiri medicale, este avizat în fiecare zi de domnul manager. Deci este cu caloriile corespunzătoare, conform profesioniștilor care se ocupă de dietă. Deci foarte mult din ei trebuie să aibă o dietă anume, deci nu... Care face parte din tratament, din protocolul... Care face parte din tratamentul complex al pacientului. La ce se aduce și încă un aspect, este suficientă. Deci mâncarea care se oferă la noi la spital este suficientă, este gustoasă, este arătoasă, apetisantă, deci nu înțeleg de ce trebuie adusă mâncare. Hai să spun, apă, aproape că nici sucul, pentru că nu întotdeauna este indicat și nu știu ce fel de suc să cumpără, nu? În afară de apă și poate un ceai anume, dacă și-l dorește pacientul, nu știu. De ce? Pentru o durată medie de spitalizare între 5-7 zile, să spunem, maximum 10 în anumite secții, nu trebuie adusă mâncare din partea familiei. Trebuie să înțeleagă că se poate veni la pacient și numai cu apă și cu o carte și cu o fotografie din familie sau, nu știu, cu totul altceva decât mâncare. Da. Să lăsăm. Asta poate e un reglement pe viitor. Una din alte realizări sau o altă realizare care ați avut-o în timpul mandatului care îl aveți, este ambulatorul de specialitate, care mie mi se pare foarte binevenit și pentru pacienți și pentru medicii din spital, apropo de relația dintre medic și pacient. Ambulatorul de specialitate și ambulatorul integrat, de fapt. Ambulatorul integrat care funcționează în spitalul nou, da, este realizat pe programul POR AXA 3.1, deci cu finanțare europeană și 2% participare Consiliul Județean. După realizarea lui ca și spații de desfășurare a activității pe specialitățile care au acest ambulator integrat în cadrul secției, a urmat perioada de dotare, care a fost ceva mai anevoioasă, dar noi am început să funcționăm imediat ce lucrurile s-au terminat ca și construcție. De la lună la lună și de la an la an se poate constata creșterea adresabilității la toate specialitățile. Ca să nu mai spun că sunt specialități la care gen cardiologie, neurologie, reumatologie se lucrează pe bază de programări. Mă refer la afecțiunile cronice, care necesită programare pentru că în cele 7 ore de muncă nu se poate acoperi tot necesarul. Mă gândesc, de fapt, dacă am avea personal suficient, poate să mai extindem programul, dacă tot așa de mare disabilitate. Categoric și de extindere și sigur că mai există o posibilitate care trebuie studiată de lucrat în ture, dar asta ar presupune să fie motivat și medicul. Adică dacă medicul ar fi plătit pe munca care o face în ambulator, s-ar putea organiza ture. Adică și după amiază. Așa, medicii lucrează în cele 7 ore, integrând ambulatoriu în activitatea de secție. Deci își face activitatea în secție și vine la program în ambulator în funcție de modul în care fiecare șef de secție a organizat programul, rotând zilnic, rotând pe ore în cadrul aceleași zile, rotând din acest punct de vedere nu există niciun fel de indicații speciale. Important este să acoperi 7 ore în fiecare zi, de luni până vineri. Și începând de luni și terminând până vineri, este foarte greu să te strecori printre pe hol de câți pacienți se prezintă de la prima oră. Da. Aveți niște semnale apropo de satisfacția pacientului? În fiecare lună
cuantificăm această satisfacție a pacientului pe chestionare care se distribuie fiecarei secții pe procent prestabilit și mai mult decât că sunt mulțumiți cu foarte puține excepții, cred că n-are rost să vă spun. Prelucrarea acestor date se face de pe chestionar de către un referent al nostru din serviciu RUNOS, care este și psiholog ca specialitate și care face prelucrarea datelor și care le prezintă atât grafic cât și ca cifră statistică și din acest punct de vedere să dea Dumnezeu să fim așa în continuare. Așa. Da, să o ținem tot așa, pentru că populația este din ce în ce mai pretențioasă, pentru că e din ce în ce mai informată. Pe de altă parte, mai intervine oboseala la unii dintre noi și atunci am spus acest lucru pentru că, într-adevăr, e de dorit să avem șansa să ne păstrăm gradul de satisfacție al pacientului care le avem în momentul de față. Deci am reușit să avem acreditare cu gradul 2A. Poate ar trebui să explicați un pic telespectatorilor cam ce înseamnă acest. O mai explicat, dar eu zic că e binevenită. Da. Pe de o parte, deci este spital acreditat cu nivel maxim de acreditare, în sensul că această acreditare putea să fie cu plan de conformare, cu nivel mic, mijlociu de acreditare sau să nu fi fost maxim și să fi avut un plan de conformare mai bogat sau mai sărac. Noi nu avem nimic din toate acestea pentru că suntem acreditați la vârf, maxim. Pe de altă parte, după competențele pe care le avem în ceea ce privește transferul pacientului critic, interclinic, pe de o parte de la noi către alte servicii și după modul în care primim noi pacientul critic, suntem clasificați 2A. O problemă am mai avea în perspectivă dacă vom reuși de la nivelul de competență actual să facem un pas pentru spital clinic. Dar pentru acest lucru mai trebuie niște probleme puse la punct de comun acord cu Ministerul Sănătății și Învățământului. E un pic mai complicat. Da. Ne se face semn de regie că urmează pauza de știri. Rămâneți alături de noi că după pauză vom reveni cu probleme medicale, deci de oncologie, pe care le vom discuta. Invităm telespectatorii să sune la numerele afișate pe ecran pentru a adresa întrebări invitatei noastre. Da, am revenit în direct. Doamna doctor, să mai discutăm și ceva despre meseria noastră, nu? Da, deci, de titlul emisiunii este Oncologia Suceveană. Vreau să vă referiți la screening-ul care se face pentru neoplasmă de col uterin acum, deci este un program finanțat acum de... Este un program care este finanțat de anul trecut, din trimestrul 4 al anului trecut și pentru care trebuie să convingem pe orice cale acum când suntem în această emisiune, atunci când avem femei la consultație într-o altă specialitate decât de ginecologie sau de oncologie, că este foarte bine și este indicat și păcat când avem și o legislație care să oblige femeile ca începând cu 18 ani până la 65 de ani să-și facă această verificare. Cu atât mai mult când se organizează o acțiune cum este aceasta de filtrare, deci a populației cu factor de risc pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. Deci, care ar fi pașii care trebuie să-i urmeze o femeie care se află între 18 și 65 de ani pentru care această testare este gratuită? Se prezintă medicului de familie, medicul de familie, în funcție de cum și-a făcut contractul cu noi, cu spitalul, majoritatea pentru consiliere, completează fișa corespunzătoare și trimite pacienta
medicului recoltor. Medicul recoltor poate să fie ginecologul de la noi, care este în contract prins, așa, sau tot medicul nostru, dar respectiv una din colegele de la planning, care de altfel sunt cele mai active și cărora se adresează cele mai multe femei. După care, tot medicii noștri și respectiv anatomopatologii noștri interpretează produsul recoltat în baza preparării corespunzătoare metodei Babeș Papa Nicolau și se dă un rezultat. Rezultat care, atunci când ridică o suspiciune, obligă ginecologul să finalizeze etapele ulterioare până la precizarea diagnosticului. Dar dă șansa depistării în stadiu 0 a cancerului de col uterin. Stadiu care nu necesită iradiere, care nu necesită și scoaterea ganglionilor, deci așa zisa limfadenectomie, și care dă șanse de vindecare 100%. Da, deci ce vreau să vă întreb, la acest screening de masă, deci participă și persoanele asigurate și cele neasigurate? Trebuie, sau e obligatorie asigurarea? Trebuie să fie asigurată, pentru că trebuie să fie pe lista unui medic de familie. De familie. Da. La celelalte care nu s-a asigurat, la femeile mai necăjite, s-a gândit legiuitorul sau... Deocamdată nu. Au fost lăsate deoparte. Deocamdată nu. Dar... Dacă, mă scuzați un pic, dacă considerăm că neoplasmul de col uterin este boala polorii sexuale până la urmă, eu zic că acolo este... segmentul cel mai important din populație care ar trebui inclus în acest program. Da, se poate categoric îmbunătăți. Este pentru prima dată un început care vizează întreaga țară, pentru că până acum au mai fost niște tentative prin Institutul Oncologic Cluj, cu care am mai colaborat și noi. Au fost pentru pacientele internate numai. Eu denumeam genul ăsta de acțiune screening oportunist. Nici acum, apropo de ceea ce a spus domnul doctor, nu este un screening adevărat, pentru că ar trebui să fie pe principiul catagrafiei teritoriale toate femeile și asigurate și neasigurate între 18 și 65 de ani să fie înregistrate și trecute prin această acțiune de screening. Da, exact cum mergea, atunci, cum mergea înainte caravana cu MRF-ul, da? Și exact. Făcea poză la tot satul care fără excepții, da? Deci tot așa. Oricum este un progres foarte mare față de etapa în care se făcea oportunist numai pe femei internate. Deci acum măcar este mult mai extins și probabil că în timp, în funcție de posibilitățile de finanțare a programului, da, se va extinde. Facem acest screening pentru depistarea acestui neoplasm de col uterin. Aș dori să vorbim un pic despre această boală, care este o boală destul de gravă. Aveți ceva date cu transmitere despre... virală, da. Cu transmitere virală și pentru care noi nu am făcut campanie corespunzătoare să fi putut s-a inițiat, dar nu s-a desfășurat la parametrii așteptați campania de vaccinare. Ce părere aveți despre această campanie de vaccinare? Ea nu a fost bine organizată. Medicii cred că n-au fost suficient de informați. Populația nu mai vorbesc. Și atunci a eșuat și este un foarte mare păcat. Pentru că vreau să spun că un produs, chiar dacă se numește vaccin, în general, un medicament, un vaccin, nu poate să iasă pe piață, eu spun asta pentru că lucrăm în studii clinice și știu foarte bine procedurile, până când FDA-ul, care este organism internațional, american, nu-și dă avizul. Este cel mai dur test pe care trebuie să-l parcurgă
după epuizarea etapelor de studiu, un medicament sau un vaccin, cum a fost aici. Deci atâta vreme cât a avut aviz să fie pus pe piață, nu trebuia nimeni să aibă îndoieli. Dar nu s-a explicat suficient, medicii n-au fost nici ei prea bine informați, bănuiesc, pentru că nu noi ca și oncologi am fost implicați în campanie, dar poate că nu era rău, pentru că poate am fi putut explica mult mai bine. Să arătăm întâi ce înseamnă cancerul de col uterin și după aia deci ce se poate preveni dar cu acest... Ce să vă spunem, pentru că sunt paciente tinere în momentul de față. Eu personal am așa trei paciente tinere în jur de 30 de ani, din care una este cu o determinare secundară care în termen, să zic, mai de înțeles înseamnă metastază, ceea ce rare ori se întâmplă. Deci cancerul de col uterin își face drama acolo jos, în partea de jos a burții, în pelvis. Pentru persoanele tinere și pe anumite forme microscopice, cum spunem noi, histopatologice, agresiunea poate fi foarte mare, cum s-a întâmplat și la această pacientă la care există determinare secundară, pentru care a trebuit să facă ceea ce rare ori se întâmplă în cancerul de col uterin, s-a iradiat, s-a operat și dacă stadiul a fost curabil, lucrurile s-au terminat. Urmează numai o monitorizare a pacientei și pe stadiile incipiente vindecare 100%. Ei, pe o asemenea situație ca cea care am povestit, a trebuit să se facă chimioterapie, pentru că a însămânțat peritoneal un nodul, unul singur, dar nu trebuie să ai 100, e destul atât. Și femeie tânără și cu copil mic, nu mai spun că și fumoasă, nu mai spun că o mare problemă ce se întâmplă cu părul. Deci drama este foarte mare și este păcat, pentru că este chiar o afecțiune care depistată în stadiu incipient poate să se vindece. Discutăm acest subiect și cu doctorul Cristian Irimie, că și dumnealui era implicat în acest program de screening și spunea că s-a dat exemplu în mass media că în Statele Unite au murit vreo două paciente în urma administrării acestui vaccin, care s-au dovedit în realitate, una a murit de supradoză de drog și alta nu știu Dumnezeu a mai făcut. Deci n-avea niciun fel de legătură cu vaccinul respectiv, dar binevoitorii și... Păi da, este și aici și dornici de a se afla în treabă și să audă vorbind la televizor, au mediatizat cazurile astea în sensul prost. Da, foarte prost, pentru că trebuie să se înțeleagă și eu explic asta și noi trebuie să o facem din ce în ce mai cu mai multă aplecare. Explic pacienților, nu există un medicament încă descoperit care să nu aibă reacții adverse. Deci nu există. El ajută într-o indicație pe care o are, dar poate să creeze neplăceri, depinde de organism în foarte multe feluri. Deci trebuie să pregătești omul și să explici. Însă nici într-un caz n-a fost un șoc anafilactic la cele două cazuri care s-au mediatizat ca să poți gândi că datorită vaccinului s-a produs decesul. De cu tot o altă cauză. Da, e păcat că a eșuat această campanie. Acum apelăm la populația feminină din județul nostru să se adreseze medicilor de familie și să beneficieze, să profite de această oportunitate creată de programul de screening care este în desfășurare. Voiam să ne oprim un pic asupra acestui neoplast de col uterin, să explicăm telespectatoarelor cam în ce constă și ce pot să spun așa pe limbaj mediu de înțelegere este faptul că această boală înseamnă de fapt o rană pe gura uterului. Uterul trebuie imaginat ca o pară, ca să înțelegem, care are un corp, care are un gât, care se numește istm, și are o gură, care este colul. Cancerul de col uterin generat de o tulpină oncogenă, cancerigenă de papiloma virus, determină acolo o leziune ca un fel de rană. Se poate depista această rană în stadiul în care nu avem depășită membrana celulei, membrana bazală.
Și atunci este un stadiu premergător de displazie, care poate beneficia de intervenție chirurgicală, să spun, limitată. Limitată și conservatoare. Și conservatoare. Mutilantă. Și care permite în continuare păstrarea corpului uterin și chiar fertilitatea. Deci, procreerea. Exact. Se poate ca femeia să procreeze în... depinde de vârstă și de ce situație, în ce situație se află din acest punct de vedere. În cazul în care este neglijată această leziune, ea înaintează, pentru că aceste celule au un ritm de diviziune foarte rapid și ajung să dezvolte o rană care sângeră spontan sau sângeră la contact sexual. Există această formă de rană, când este o formă ulcerată, poate fi o formă care infiltrează și îndurează colul și care este mai periculoasă pentru că nu sângerează la contact sexual și spontan cu atât mai puțin. Și femeia nu are, n-are niciun fel de semn și care este și mai puțin sensibilă la radioterapie, deci din toate punctele de vedere este negativă. Așa, și poate să fie mixtă, adică să aibă și formă infiltrativă și formă ulcerată, iar cea mai sensibilă la radioterapie este forma când proliferarea dezvoltă, așa ca un fel de conopidă acolo, este forma proliferativă, care este cea mai sensibilă la radioterapie. Asta spun pe formele de prezentare, pentru că în raport cu asta mai avem de discutat despre cum arată la microscop și unde, după cum sunt diferențiate celulele canceroase, formele pot fi mai agresive, moderat agresive sau când sunt bine diferențiate, sunt cel mai puțin agresive. Ei, genul ăsta de boală neglijată și dacă se întâmplă în jurul perimenopauzei și atunci între femei există tot felul de explicații care întârzie prezentarea la doctor, pentru că se credea la menopauză, dar înseamnă că încă nu e de plin instalată sau urmează să se instaleze și nu are rost să se ducă la medic. Deci asta este o perioadă perimenopauză. Se pierde un timp prețios. Da, care duce la pierdere de timp și de stadialitate. Pentru că lucrurile nu se opresc aici. Extraordinar de rar însămânțează acest cancer la distanță, pe calea sângelui. Extraordinar de rar o să facă metastaze, așa cum am povestit eu despre acea tânără. Extraordinar de rar. Dar să se dezvolte acolo local, o va face într-o veselie. Și atunci se extinde pe niște ligamente care există în dreapta, în stânga uterului, care poartă numele de parametri și care nu pot fi evaluate decât prin tușeul rectal, nu prin cel vaginal și care dacă ajung să fie infiltrate, îmbolnăvite până la peretele osos, atunci au dus cazul într-un stadiu numim noi 3B, care are foarte puține șanse chirurgicale după iradiere. Se poate spera la asta, se poate gândi o doză care să reconvertească acest stadiu într-unul chirurgical, dar se întâmplă foarte rar. Aș dori să vă referiți un pic și la complicațiile, că sunt de temut. Sunt foarte de temut. Deci, în afară de faptul că pot sângera la modul la care nici măcar intervenția specialistului cu meșatul, pentru că hemostaticile pe cale generală n-o să nu poată stăpâni efectul, basele de neoformație, că așa se numesc cele dezvoltate de tumoră, acum să zicem că avem speranțe cu partea de radiologie intervențională unde mai poți interveni pe artera uterină, dar asta e o problemă de câteva luni la noi, la Suceava. Deci se poate ajunge la exsanguinare în cele din urmă prin această sângerare abundentă din tumoră sau
să spun, nu e atât de abundentă, pentru că nu are așa de multe vase de neoformație, dar se dezvoltă în vecinătate, nu numai în dreapta și în stânga, se dezvoltă în față și găurește vezica urinară, ca să explic așa pe un limbaj de înțeles. Lucru care se poate întâmpla și către spate, unde este rectul, deci intestinul gros. Și dezvoltă fistule. Se poate întâmpla să fie concomitent și vezico-vaginală și vezico-rectală. Da, și atunci femeia se trezește în postura de a avea scaunul prin vagin, ceea ce scaunul prin vagin sau să scape plăcut. Urina prin vagin. Da. Astea sunt stadiile în care, sigur că acorzi îngrijiri paliative, dar care nu mai pot decât să îmbunătățească puțin calitatea vieții, dar nu mai pot vindeca femeia. Da. Să trecem la tratament. Dumneavoastră aveți un arsenal terapeutic destul de important. Da. Oncologia medicală s-a dezvoltat extraordinar de mult. Deci de la puținele medicamente cunoscute sau chiar puținele cu care am început eu profesia, la momentul de față există o gamă foarte mare de medicamente specializate. Există molecule inteligente care se duc țintit pe anumiți receptori și există medicamente care acționează pe mutații genetice. Deci lucrurile au evoluat spectaculos. E o specialitate, cred că dacă cineva m-ar întreba ce aș face, dacă ar fi să iau de la capă și să dau ani înapoi, pentru câtă provocare există în această specialitate, nu știu dacă aș face așa cum gândeam eu în tinerețe că aș face ginecologie și, mă rog, o situație personală de boală m-a împiedicat să mă duc pe ginecologie. Neștiind ce uzură o să fie pe oncologie, pentru că la vremea mea nu exista în curiculă oncologia ca specialitate. Deci există o gamă foarte mare de citostatice, de tot felul, că așa se numesc medicamentele, există anticorp monoclonal care se duc țintit pe receptori și există medicație genetică. Pentru neoplasmul de colon uterin sunt anumite medicamente specifice sau aceste medicamente generice acționează asupra tuturor formelor de neoplasm? Nu acționează asupra tuturor. Pentru cancerul de colon uterin există doar câteva protocoale. Cancerul de colon uterin nu este o indicație specială pentru tratamentul citostatic. Deci tratamentul citostatic se indică pe o anumită stadialitate cu invazie ganglionară demonstrată histopatologic sau imagistic, respectiv imagistică din altă performanță, RME sau CT, și nu beneficiază deocamdată de terapie cu anticorp monoclonal. În schimb, sunt localizări pentru care studiile genetice, și asta se întâmplă pentru că etiologia bolii este virală, pentru că nu vorbim ca și în sân, în colorectal, în stomac, cancere care au mutații genetice pentru care există modele familiale. O etiologie plurifactorială. Deci aici avem țintide să știi exact aici, cine provoacă boala, deci putem să o prevenim și cu toate astea nu suntem în stare să o controlăm. Păi nu putem, pentru că studiile genetice, ca să faci screening din punct de vedere genetic, nu își permite niciun stat la ora actuală să facă. Ar fi extraordinar de costisitor. Trebuie să fim foarte încântați, nu și mulțumiți, pentru că suficiența nu trebuie să ne caracterizeze, dar suntem printre, cred că puținele, dacă nu am fi unicul spital din țară, județean, care face examen imunohistochimic. Pentru că examenul imunohistochimic, făcut de laboratorul de anatomie patologică, respectiv doamna doctor Pascal și Botezan, la noi, poate să identifice anumite semnături speciale ale tumorii. Și este mare lucru, pentru că problema de mutații genetice și de studii, să spun,
genetice speciale, deocamdată la noi în țară nu se fac. Am înțeles că există o intenție în sistem privat la București, am avut eu o informație, și în rest trebuie făcute în străinătate și sunt extraordinar de scumpe. Dacă o persoană vrea să și le facă contra cost, nu, majoritatea nu pot aborda costurile, sunt extraordinar de scumpe. Da, tot ce ne spuneți ține aproape domeniul science fiction-ului față de cum am început noi facultatea. Categoric, categoric. Dacă, spre exemplu, în anumite studii clinice în care lucrăm noi, se merge cu selecția pacienților, pentru că sponsorul a prevăzut costuri pentru studiu genetic, pe o anumită formă histopatologică, chiar dacă e cancer bronhopulmonar non-small cells, adică fără celulă mică, el vrea pe medicația pe care el o studiază și îi pusă la dispoziție în studiu, vrea să selectez pacienți cu o anumită formă histopatologică pentru care face studiu de care spun eu, genetic, și să țintească, deci pe o modificare anume genetică, un anume medicament. Deci lucrurile sunt extraordinar de avansate, aproape incredibil de avansate, dar toate astea înseamnă muncă pe de o parte și foarte mulți bani pe de altă parte. Finanțare. Da, deci să înțeleg sau la cote mari. Am înțeles de cine a spus că tratamentul chimioterapic deci nu este de elecție în colouterin, nu, este iradierea și intervenția chirurgicală. Da. Această iradiere sau această chimioterapie când se recomandă sau în care stadii? Chimioterapia se indică, spuneam, și pentru stadii operate care au invazie ganglionară și pentru cazurile în care ar fi determinări secundare, care sunt extraordinar de rare, dar nu de una singură. Deci întotdeauna în asociere cu iradierea. Nu va fi și în general în oncologie un plan terapeutic este complex. Nu există o localizare care să fie apanajul unei singure secvențe terapeutice. Este pluridisciplinar. Locul chirurgiei în acest tratamentul acestei boli este de mult stabilit. Cum colaborați cu această specialitate? Pe problemele de chirurgie oncologică, foarte bine. Este păcat că populația nu e suficient informată la ora actuală sau există un lobby făcut, dirijat către anumite clinici și nu se adresează colegilor noștri chirurgi, pentru că cu ei, nu cu mulți ani în urmă, am abordat absolut toate localizările oncologice în Spitalul Suceava. De ceva vreme așa s-a schimbat opțiunea pacienților, dar poate că o să-și revină, mai ales acum la condițiile care le are spitalul, atât din punct de vedere al dotării și a investigațiilor care se pot face, cât și de punct de vedere hotelier, poate să se schimbe, pentru că eu recomand profesionalismul colegilor de la chirurgie pe cancerul de coluterin, că recunosc că cu ei am preferat să colaborez, că așa e formată școala noastră, nu vreau să denigrez, Doamne ferește, colegii de la ginecologie, dar cancerul de coluterin cu limfadenectomie este foarte bine făcut de către chirurgi. E o problemă a școlii la noi în țară și nu a doctorilor. Da. Așa, pe urmă, tot ce înseamnă tub digestiv am rezolvat în Suceava prin colaborare de la stomac, colon, rect. Și cu foarte mult succes. Și cu foarte mult succes. Luăm o mică pauză de publicitate și revenim. Am revenit în direct. Doamna doctor, în timpul pauzei am primit un telefon de la un telespectator. Domnul Ilie vă întreabă, aș dori să știu dacă medicamentul Faslodex se găsește și în farmaciile din România. Caut acest medicament și nu îl găsesc nicăieri în țară.
Legat de farmacii, n-aș putea să spun dacă se găsește. Spun că se găsește la doi în spital. Deci nu a căutat unde trebuie, domnul Ghie. Da, n-a căutat unde trebuie, pentru că conform reglementărilor care țin de derularea programului de tratament a bolnavilor oncologici, Faslodexul este o medicație injectabilă care se eliberează prin farmacia cu circuit închis, lucru care este stabilit de Ministerul Sănătății și de Casa Națională, deci nu poate fi găsit în farmacii. Nu cred că l-ar aduce cineva ca să stea acolo câtă vreme pacienta beneficiază de gratuitate în cadrul programului, cu condiția deci să fie cu domiciliu în județul nostru, să fie luată în evidență la ambulatoriul de oncologie și dacă are indicație pentru acest tratament, pentru că este un hormon care se dă în anumite condiții în cancerul de sân, îl va căpăta. Da, deci tocmai vrem să anticipa, deci asta este, deci este un hormon care se folosește, da, pentru este, tratamentul cancerului de sân, da? Un medicament cu care faci hormonoterapia cam de linia a treia, deci după ce se epuizează alte medicamente hormonale, alte terapii, pe un anumit fel de progresie a bolii, la pacienta cu receptor pozitiv la estrogeni, are indicație și cu rezultate foarte bune. Avem și noi paciente în tratament cu Faslodex și suntem foarte mulțumiți de... Medicamentul este mai nou pe piața românească. Da. Domnul Ilie, sper că sunteți mulțumit cu răspunsul dat de doamna doctor. Doamna doctor, să trecem în continuare la neoplasmul de sân. Da. Să discutăm. Este o maladie care afectează sexul frumos. Da. Din păcate, foarte rar bărbații, da? Da, și bărbații. Da, și bărbații. Dar mai rar. Mai rar, da. Și când îi afectează, nu-i de bun augur, de obicei. Da, pentru că mai greu o să aibă ei receptori pozitivi, că într-un cancer de sân e de dorit să existe elemente de hormonodependență, pentru că faci controlul mult mai bun al bolii. Cancerul de sân este o afecțiune care chiar ar trebui să se depisteze numai în stadii incipiente, pentru că sânul este un organ care se oferă autoexaminării. Și cam în ce ar costa această autoexaminare? Autoexaminarea înseamnă autopalpare. Odată o autoinspecție care trebuie făcută în fața oglinzii, pentru că de foarte multe ori există lucruri care se pot sesiza în oglindă la simpla ridicare a brațelor. Ridicarea brațelor etalează sânul și pot fi lucruri care le sesizează. Spre exemplu, o modificare a tegumentului care are un aspect mai deosebit într-o anumită zonă. Se poate să fie o depresiune, să fie ceva care trage de tegument și deci ceva care nu e normal. În primul rând trebuie să te obișnuiești cu propria ta imagine a sânului. Asta presupune ca din școală să se facă educații ca fetele să știe, să-și autoinspecteze sânul și pe urmă să-și autopalpeze. Autopalparea trebuie făcută în poziție de culcat cu un braț sub cap sau cu un sul dintr-o pătură sau pernă și dacă am pus mâna dreaptă sub cap, înseamnă că cu stânga eu pot să autoexaminez cadranele din afară ale sânului drept. Sânul întotdeauna trebuie să știm că are 5 cadrane. Dacă îți imaginezi două perpendiculare care trec prin mamelon, sunt două cadrane superioare, două inferioare, la rândul lor intern și extern. Iar la intersecția celor patru cadrane, centrat de mamelon și de areolă, deci de sfârc și de ce e în jurul sfârcului, mamelonului, se află cadranul central, al cincilea. Ei,
pe urmă schimbi mâna și faci examinarea celorlalte cadrane. Eu am făcut în tinerețe niște demonstrații cu o voluntară căreia nu i-am arătat, i-am mascat fața, cum trebuie să se facă aceste lucruri. Pe urmă au fost pliante. Deci, în orice caz, și dacă ar fi să nu respecte, să spun, indicația cu mâna sub cap și dar măcar să se obișnuiască cu structura proprie a sânului, da? Deci odată inspecția, a doua oară palparea, să știe foarte bine că tot de sân și de regiunea oncologică a sânului ține și prelungirea de sub claviculă și cea de sub braț, respectiv axilară, și cea dinspre stern, presternală, dar și cea din șanțul submamar. Iar femeile care au sâni voluminoși trebuie să fie foarte atente cu această zonă a sânului, pentru că și acolo poate fi debutul unei tumori, care apare ca un mic nodul inițial. Ei, în afară de aceste modificări, mai pot fi scurgeri mamelonare spontane care pătează lenjeria și care pot să fi galben verzui, dar pot fi și șocolatii, indiferent de ce culoare au, și chiar dacă sunt pur lactescente, trebuie să se adreseze medicului pentru a elucida ce se întâmplă. Ce fel de mamelă secretantă este, cu tumoră, fără tumoră. Dacă e cu tumoră, este canceroasă, este necanceroasă. Recomandați prezentarea la medicul oncolog din prima sau trebuie să meargă întâi la... Eu aș vrea să nu fiu greșit înțeleasă, recomand oncologului și m-am străduit ca la Suceava să avem un compartiment de senologie. Poate pretențios spus, dar avem un compartiment de afecțiuni nemaligne pe care le urmărim, le dispensarizăm. Așa poartă numele acest compartiment de boli ale sânului necanceroase. În cadrul secției de oncologie? În cadrul ambulatorului. Ambulatorului. Da. O noutate și, care eu nu știam. Femeile sunt monitorizate pe baza unei fișe care nu se declară la Registrul Național de Cancer, pentru că ele de fapt nu au cancer, dar au afecțiuni care pot... crea probleme în 10-12 ani printr-o atitudine terapeutică incorrectă, pentru că este foarte important de știut că hormonoterapia intempestivă, făcută după ureche, făcută agresiv, anticoncepționalele pe de altă parte, pot genera această boală nu imediat, după 10-12-15 ani. Și este păcat ca să nu cunoști că există niște factori de risc și a doua oară să nu poți să-ți depistezi modificarea în propriul tău sân exact atunci când are loc, pentru că și când devine evidențiabilă, pentru că trebuie să te obișnuiești ca o dată pe lună pentru femeile care sunt în activitate genitală să facă acest lucru după menstruă, după încheierea menstruei, să-și autoexamineze sânul. Deci după menstruație trebuie după să menstruație este, da? Cel mai bine exact de palpat sânul, da. Da. Care ar fi explicația? Pentru că sânul înainte de menstruație suferă sub influența transformărilor hormonale după ovulație, devine turgescent și este foarte greu și pentru un medic experimentat să facă un examen clinic cu acuratețe, pentru o persoană neavizată cu atât mai mult. Sigur că poți să-l faci, dar nu este indicat, pentru că nu este elocvent examenul făcut în premenstră la a unui sân. Da. Ca investigații paraclinice. Paraclinice, ecografia mamară, mamografia, care 90% este diagnostică, RME pentru sân, care de asemenea este de o foarte mare precizie, pentru modificările care necesită precizare de microscop, trebuie să fie puncția biopsie sau biopsia în tumoră incizională. Din acest punct de vedere, lucrurile s-au... O să revenim la acest, da, subiect. Deci examenul histopatologic sau pentru scurgerile mamare examenul citologic, marcării tumorale. Doamna doctor, din toate mijloacele de investigații care le-ați enumerat, le avem toate la Suceava, din câte știu eu. Da. Deci absolut toate, deci...
femeile să mai înceteze, să meargă prin alte părți, să caute, să cheltuie bani pe drum. Ar fi foarte bine, foarte bine. Iar ce pot eu să spun, pentru că toată problema apare la momentul chirurgical. Sânul se operează la Suceava, poate să se supere cei de la Cluj. Mult mai elegant, de corect nici nu mai încape vorba, decât se întâmplă la Cluj. Acolo este foarte mare aglomerație, pacientele nu pot fi spitalizate și urmărite în post-operator, deci vin pe tren dacă sunt mai nevoiașe, cu mașina, dacă familia le poate aduce. De obicei fac infecții supraadăugate, fac seroame, pentru că vin cu tot, cu tubul de dren, cu punga colectoare, cu poșetuța. Se întârzie momentul chimioterapiei pentru că au complicații locale postoperatorii. Unele fac febră, deci infecții supraadăugate. Ori toate astea sunt de prost augur în prognosticul pacientei, pentru că este ideal să intervii optim și cu chimioterapia după intervenția chirurgicală, nu după vindecarea complicațiilor. Da. Și mai este încă o chestie nedeontologică, după părerea mea, care o fac colegii de la Institutul Oncologic din alte părți. Așa, deci le dau indicații verbale pacientilor. Merge acolo la doctor, vezi să puteți să umfle acolo, să-ți facă el o puncție, să scoată, ceea ce nu mi se pare foarte corect și foarte... Dacă eu, ca specialist, am tratat un bolnav în spital, dau o scrisoare medicală, către medicul de familie și spun, domnule, uite, în continuare, asta trebuie să faci, asta trebuie să urmărești, trimite-l dacă se întâmplă, mai știu eu ce, trimite-l așa. Deci ei nu fac acest lucru. Da. Este blazonul, este eticheta, este piedestalul pe care se așează și nu este corect. Nu este corect, iar ca să spun și ceva asemănător cu problema, să spun, complicațiilor care trebuie îngrijite de chirurgii noștri, așa transmis verbal, sunt sfătuite să facă și chimioterapia acolo și se duc pentru protocoale terapeutice care sunt identice în toată lumea, așa, la 3 săptămâni, de obicei cam așa se face în sân, se duc la chimioterapie la Cluj. Deci, lucrul care ceea ce nu se întâmpla când eram eu foarte tânără. Lucrul care trebuie să-l facă de la noi, deci exact. Avem aceleași medicamente, da. Sau chiar de multe ori suntem mai dotați S-a decât... S-a întâmplat uneori că le-a lipsit la Cluj un citostatic, a trebuit să facem, să ajutăm pacientul, că nu... Da, el n-are nicio vină, n-are în definitiv. N-are nici o vină, după cum este sigur că da, influențat. Să-i punem la dispoziție protocolul respectiv pe perioada de criză de acolo, după care, la ciclul următor, în loc să revină, unde a recunoscut că a avut condiții care nu le-a avut dincolo, tot acolo s-a dus. Este acest miraj al... blazonului. Da, asta e situația ce se face. Asta e situația. Sper să nu se înrădăcineze, așa. Să cronicizeze. Să nu se cronicizeze. Să utilizăm un termen medical. Neoplasma de sân este cunoscut de foarte multă vreme, deci este studiat de sute de ani, putem spune, de acum. Are un protocol terapeutic foarte bine pus la punct. Da. Așa este. Un adevărat algoritm. Există ghiduri speciale pentru cancerul de sân pe cele mai diversificate elemente. Adică aproape incredibil. La St. Gallen se adună în Elveția în fiecare an specialiști în domeniu și reevaluează protocoalele terapeutice după tot felul de factor predictiv care poate avea cancerul de sân. Sigur că nu voi intra în asemenea amănunte, pentru că sunt de ultra specialitate, dar trebuie să știe femeile care ajung să aibă această boală că lucrurile sunt foarte bine stipulate și că noi aici la Suceava le cunoaștem pentru că respectăm ghidurile pe de o parte, pentru că pe de altă parte desfășurăm studii clinice în domeniu și deci inclusiv pentru cancerul de sân și vor fi evaluate întotdeauna toate elementele care să contureze cea mai optimă decizie. În mare,
cancerul de sân, după ce se confirmă prin biopsie, pentru că nu se mai face confirmarea pe puncție ca în anii din urmă. Produsul de puncție nu ți oferă posibilitatea efectuării examenului acesta imunohistochimic, care aduce elemente de precizie în diagnostic și ca atare și în decizia terapeutică. Și atunci, de câțiva ani de zile, se face această biopsie incizională în tumoră. Mă uitați un pic să înțeleagă pacientele. Am avut foarte multe pacienti care s-au plâns că au fost operate de două ori. Ceea ce e un pic deranjant. Deci să înțeleagă, deci ele nu sunt operate de două ori. Practic. Prima dată deci, un gest chirurgical de diagnostic. Minim de diagnostic. Minim, da, deci, de diagnostic, ca să poți lua țesut din tumoră și a obține toate informațiile legate de tumoră. În primul rând, diagnosticul histopatologic, ulterior există receptori hormonali sau nu, există expresie genetică sau nu. Astea, să spun, sunt cele mai importante lucruri care trebuie știute pentru a stabili o conduită terapeutică corectă. Cam 70% din tumorile maligne ale sânului sunt hormonodependente, deci au receptor pozitiv la estrogen, la progesteron, lucru care este de prognostic foarte bun. Dar acest lucru trebuie să-l știi. De asemenea, există o categorie de femei care pot avea, în cadrul unei încărcături ereditare, supraamplificată o genă, care se numește HER2 și care, odată identificată, o să te oblige la un tratament special care să meargă pe această genă. Ei, după ce s-a confirmat malignitatea și rareori avem stadiul 1 la sân, de obicei de la 2 în sus la noi în țară. Trebuie să faci chimioterapie, se cheamă preoperatorie în termen de specialitate neoadjuvantă. Se face chimioterapie. Sigur că și protocolul nu are rost să-l dezvolt acum, se adaptează la anumite caracteristici, particularități ale cazului. După chimioterapia neoadjuvantă, care poate să fie 4 până la maximum 6 cure, se face intervenția chirurgicală. În general sunt cam 4, uneori pot fi și 6. Deci atunci urmează adevărata intervenție chirurgicală. Atunci urmează adevărata intervenție chirurgicală. S-a cam renunțat la intervenția conservatoare limitată, adică de quadranectomie, să scoți un quadran și ganglionii. Și cum și stadialitatea este destul de mare în general, se face intervenția radicală, modificată, madenul cu limfadenectomie, cam așa se merge. După care o să fie un examen histopatologic al piesei operatorii, pentru că se trimite la anatomie patologică piesa integral și se văd, mai există urme de tumoră, care sunt raporturile cu țesutul în vecinătate, ce se întâmplă cu ganglionii, câți ganglioni s-au scos, s-au operat, cât sunt sănătoși, cât sunt invadați, dacă sunt invadați din ei, cât au capsula întreagă, cât au capsula erodată. Și de aici apare o particularizare a stadialității post-chirurgicale și, evident, și a tratamentului. Cam cât durează tratamentul oncologic după intervenția chirurgicală? După, în general, cam 4 cure cel puțin, maximum 6 post-operator, pot fi mai simple, de obicei sunt mai simple, dacă și-a făcut efectul chimioterapia neoadjuvantă, deci a fost o formă sensibilă, după care, dacă are receptor pozitiv, se face hormonoterapia. Și aici hormonoterapia a suferit mari modificări. A existat o epocă de aur a tamoxifenului care se dădea 10 ani, după aceea s-a scurtat la 5 ani. Acum tamoxifenul se administrează 2, maximum 3 ani, dacă femeia nu are varice în special, după care se face switch pe un alt hormon, pe un inhibitor de aromatază, cu care te duci, dacă ai făcut tamoxifen 3 până la 5-2 ani sau ai făcut 2, te duci până la 5-3 ani. Da, doctor, o întrebare scurtă, că regia ne face semn că să emisiunea se apropie de sfârșit. Cam după cât timp se consideră liber de cancer femeia, deci după...
Exista teoria cu 5 ani, dar după 10 ani mai sigur. De 10 ani mai sigur. Da. Doctor, din păcate emisiunea noastră s-a terminat. Da. Vă mulțumim pentru participare, vă așteptăm. Drag. Poate facem din nou chestia cu palparea. Da, trebuie să facem asta. Deci eu să iau legătura cu post-liceala, că ei au chiar se ocupă de chestii din astea. Și trebuie de făcut demonstrație, pentru că sigur este mai de impact. În comun. Da. Stimați respiratorii, emisiunea noastră s-a încheiat. Sunt doctorul Deacon Octavian și vă doresc noapte bună.